Spre exemplu, copiii nu au acces să-și facă cont pe cea și pe astea de la, până la o anumită vârstă. Deci, pentru că probabil s-au gândit să-i lase pe ei să își pună minte la contribuție, că dacă le dai tot mură în gură, păi să spun ce am pățit cu ăsta, amico, al meu. Spre exemplu, făceam lecțiile știi? și avea de la școală foița cu adunări, înmulțiri, împărțiri, așa. Și ai văzut cum e aici în Anglia, exercițiile sunt explicate, adică 2 plus 2 fac 4, dar trebuie să și explici cum ai făcut Două cerculețe plus două cerculețe, nu știu dacă, da, da, o e pe asta. No, nu. O să vezi, la școală ele sunt explicate, nu trebuie doar să dai rezultatul, trebuie să și explici. Înțelegi? Îi fac cu maltize la, la, școală. Maltize sunt bombonele alea. Are un sistem foarte, adică un, un pic lo, adică e logic mai mult decât mecanic, cum am învățat noi, știi, că noi aveam rig, aveam caietul, învățam tabla un ca pe poezie, știi? Îl pun într-o zi, zic, pune una și fă exercițiile, fă lecțiile la așa și... m Am plecat de lângă el de acolo când m-am întors să avea foaia completată cu rezultatele perfecte, fără explicații. Zic, bă, de unde știi tu toate astea, mă, încățești, am stat așa? Ce făceam? O întreba Alex, am întrebat pe aia. Am întreba pe aia cât face. Da, i-a dat toate rezultatele, le-a pus pe foaia și zice, gata, -am făcut lecțiile.